La 3 zile după confruntarea șoc cu Iktisat Kibaku, volebalistele de la Știința Bacău vor bifa un meci de o altă factură. Sâmbătă, de la ora 17, studentele primesc vizita Craiovei în etapa 15-a a campionatului. Cu doar 4 victorii în 13 jocuri, oltencele nu pot pune prea multe probleme unei formații care, în ciuda eșecului suferit miercuri, a jucat de la egal la egal cu volebaliste de talie mondială precum Hanef, Park sau Waze. Deși are triplu punctelor acumulate de Craiova în competiția internă, Știința pregătește totuși cu mult atenție jocul de sâmbătă. Motivul? Partida s-ar putea dovedi o bună repetiție înaintea derbiului Moldovei de sâmbăta viitoare cu Unic. De altfel, pietrencile au fost prezente miercuri la jocul cu Iktisatki atât pentru a admira formația azeră, cât și pentru a studia echipa băcăoană. Aproape sigur, diferența dintre lidera Știința Bacău și cea de-a doua clasată Tomis va rămâne de un punct și după runda cu numărul 15. Constanțencele au și ele o misiune ușoară întâlnind acasă Lanterna Roșie CSM București.